gestionarea banilor depinde în mare măsură de categorie, da? De categorie de vârstă, de stare socială, da? Și cred că nu în ultimă măsură și de cunoștințele financiare. Dacă merge vorba de marea, cred că cea mai mare parte a populației, cel mai bine, cred că totuși un instrument cel mai de nădejde sunt depozitele bancare. Categoria de vârstă, de exemplu, mai tineri, cred că pot să investească și să riște puțin mai mult. Pot să investească și în alte instrumente, genul hârtii de valoare sau investiții în venture, da? adică din ce considerente, adică perioada în care ei mai au timp să acumuleze, mijloacele financiare este mai mare decât, de exemplu, cei care sunt la vârstă predpensionară, de exemplu. În cazul când vârsta e mai înaintată, cred că instrumentele financiare trebuie să fie mai conservative. Asta e principala, cred că. În ultima instanță, cred că e bine de avut un portofoliu de investiții cu categorii diferite, da? Adică cea mai mare parte totuși să fie instrumente mai conservative. Dacă avem niște bani mai mici, atunci ar putea rămâne la contul de depozit din bănci care de fapt practic nu acordă nimic ca return, adică dobânzile pe depozit sunt destul de mici, mai cu seamă dacă sunt în valută străină. Ar putea fi niște opțiuni de investiții deja online care există, care sunt atât foarte puține aici dezvoltate local, dar sunt deja careva tentative, dar sunt și astfel de instrumente internaționale. Trebuie să fim foarte precauți să nu dăm greș, să nu nimerim pe mâna unor frauduloși. Dar dacă avem sume mai mari, atunci știm că investiții în imobile pot fi făcute. Dacă nu-ți ajung bani, mai ai un credit, suplimentez și respectiv plata de închiria care o obții trebuie să-ți acopere dobânda și plățile pentru credit și după asta rămâi cu un activ deja destul de considerabil în posesie, în proprietate. Dacă aveți bani mai mulți, puteți să coparticipați la tot felul de afaceri care sunt viabile. Acum sunt deja, auzim tot mai mult despre startup-uri, despre posibilitatea de a investi în idei noi, cei ce vin tinerii. Și aici trebuie să fim precauți și să nu băgăm toți banii, dar atunci când avem o mică rezervă, putem risca. Noi avem foarte multe sectoare în care suntem îndemnați sau suntem încurajați pentru a face o investiție. Începând de la investițiile simple sau clasice care ar veni în imobil, în afaceri, în ceea ce noi putem controla sau cumpăra și revinde, mergând acum spre niște investiții digitale. Piețe digitale, monede digitale, acțiuni, etc. Cred că fiecare e în stare să facă o investiție numai după ce o să înțeleagă foarte, foarte bine și o să documenteze care domeniul îl înțelege, care îl controlează și care cu adevărat știe cum ar putea investi aceste surse. Numai din considerentul, asigur că aș sugera totuși sau aș îndemna să meargă spre pozițiile investițiilor care au în spate o platformă digitală, fiindcă practic totul merge în mobile și în digital. Și la sigur companiile care fac investiții pe partea asta sunt companii cu o viziune mult mai îndepărtată și ar putea fi niște investiții credibile. E important atunci când investim banii să diversificăm investițiile. Dacă investim banii doar într-un singur proiect, într-o singură afacere, e cumva riscant. De asta e bine să avem investiții atât pe termen scurt, care să aducă un anumit profit și cu un anumit risc mai mare, cât și investiții pe termen mediu și lung, care să fie cumva mai sigure, chiar dacă asigură un anumit venit mai mic. Aici putem vorbi de investiții foarte diferite, începând de la imobiliare, investiții în afaceri proprii sau investiții pe anumite platforme care se aduc în anumite retarni. Spre exemplu, chiar noi în acest moment dezvoltăm astfel de platformă care le permite persoanelor să facă investiții și să poată obține între 7 și vreo 13% anual din aceste investiții pe care le fac, investițiile fiind în împrumuturile altor persoane care au nevoie de bani pentru a realiza anumite obiective de viață, astfel încât dobânda care este achitată de către acești împrumutați pleacă în întregime către investitori. Iar platforma se ține doar o mică comisiune de gestionare, de administrare a platformei.